Jaja, bajola, baba! Salutare sucevenilor pe Bucovinată, vă la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi. Într-o zi în care vrem să vorbim despre bijuterii, vrem să aflăm dacă își mai cumpără suceveanul bijuterii. Ei, din când în când mai face lucrul ăsta, dar cât de des? Dacă înainte își cumpăra mai multe bijuterii, la ce folosesc aceste bijuterii? Și mai mult decât atât, dacă știu ce înseamnă o carată, în ce se măsoară calitatea sau altceva. Aflăm! Nu obișnuiesc. De ce? Pentru că nu-mi plac în primul rând și în al doilea rând mai sunt și scumpe. Da. De ce? Cred că din obișnuință, nu știu. Nu prea. De ce? În local, da, port. Dacă plec în altă parte, nu. Nu prea. De ce? N-am posibilitate să-mi cumpăr. Nu, foarte puțin. De ce? Așa, nu port că merg la biserică și la ortodox nu prea să poartă bijuterii. Eu nu port că merg. Mă deranjează. De obicei nu. De ce? Nu mi-a plăcut. Nu. De obicei? De obicei. De ce? Nu e dat în practică, nu mă interesează. Bijuterii? Da. Doar pentru persoane la care țin, să zic, persoana iubită. Nu. Da, după posibilități. Nu. Cam rar, ce e drept, dar pe la aniversar. Nu. Rar, ca să porți bijuterii, eu consider că trebuie să fii o persoană bine suspusă. Da. Deloc? Deloc. Cred că anul trecut, cam pe vremea aceasta. Cam de mult n-am cumpărat, nu. În general nu port decât aur și mai de mult. Anul trecut de anul nou. Cadouri. Cadouri la fiica mea. Acum am vreo 3 ani, am dat cadou fetei mele. Așa. Cred că vreo 15 ani în urmă, când trăia soțul. Când trăia soțul, că sunt văduvă. Da. De ziua soției. Până în 89. De ce? Era mult mai ieftin. Nu mai țin minte. Nu, cred că ziua de astăzi sunt mai căutate, doar că nu sunt eu persoana în măsură să obțin aceste lucruri. Da, acum se poartă multe gablonțuri din astea, nu bijuterii de valoare. Erau, dar nu erau. Erau, dar nu erau. Corect, corect. Da. Poate, depinde de persoană. Cred că ca și acum. Acum, cred că și atunci se căutau și acum. Atunci când aveam niște bani, cumpăram bijuterii. Dar acum nu. Că acum nu ajung banii din pensia ce am. Nu știu, nu cred. Nu știu. Lumea purta atunci, dar nu știu din ce cauză. Că era bani mai mulți? Sau... Produsea mai puține. Da. Nu. Acum aș mai căutat. O carată, cred că o unitate de... Nu știu să vă exprim de preț, semnifică, nu știu, importanța obiectului care se măsoară în carate, probabil, nu? Gramajul care e la aur, în general, la... Nu știu ce să vă spun. Păi da, gradul de calitate a aurului. Da, deci valoarea unui gram de aur, deci cam așa. Carată? Nu știu. Felul în care se măsoară. A, da. Știu, dar am un lapsus acum și nu... Da. Deci de 14 carate, de 18. Dar ce reprezintă o carată? O valoare. Carată e procentajul de aur dintr-un inel sau dintr-o bucată de metal de aur. Bijuteriile sunt sau nu un mod de a-ți etala valoarea, de a arăta câți bani ai în buzunar? Erau sau nu mai căutate înainte? Am încercat să aflăm de la suceveni ce gândesc despre aceste bijuterii. Cu siguranță sunt mai mulți suceveni care poartă, însă noi astăzi am dat peste cei care poartă ceva mai rar bijuterii. Reprezintă sau nu valoarea
cât de gros este portofelul, rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744238830. Nu uitați de site-ul nostru www.viatansuceava.ro, unde vă așteptăm tot felul de păreri. Ce e cu bijuteriile astea? Dar cu caratele. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Există un lucru fără de care nu poți trăi. Da, e vorba de mobilă, una de calitate. Vino la Alsace Mod și găsești cele mai bune oferte la dormitoare, biblioteci, birouri, canapele, mese și saltele. Îți oferim consultanță gratuită pentru a face cea mai bună alegere. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. În această perioadă, Alsace Mod SRL te așteaptă în magazin cu lichidări de stocuri. Oferta lunii iunie. Dormitorul Tudor la numai 1190 de lei. Într-o lume nesigură, nu încerca să-ți faci singur dreptate. Fii inteligent. Alege o soluție legală pentru siguranța ta. Simpli Electric și FGM vă oferă o gamă largă de sisteme antiefracție, supraveghere video, monitorizare și pază. În România, la fiecare 6 ore, se sparge o locuință. Când crezi că a fost ultima? 0766 303 603.